Să-i dăm slavă lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui că am ajuns, iată, și în acest an, să intrăm în Sfântul și Marele Post. Ne aflăm astăzi în Duminica izgonirii lui Adam din Rai, numită și Duminica Iertării și totodată Duminica Lăsatului Sec de Brânză. Trei sunt numirile sau denumirile ce se dau acestei duminici. Trei sunt și învățăturile pe care le putem, între altele, reține și însuși din pericopa evanghelică ce s-a citit astăzi la momentul potrivit al Sfintei Liturghii, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 6, versetele 14 până la 21. Iar în aceste 7 versete, Mântuitorul nostru Iisus Hristos detestă 3 păcate. Ne avertizează cu privire la aceste păcate și ne îndeamnă, ne cere să nu cumva să avem de-a face cu el. Primul este cel al neiertării, cerându-ne să iertăm. Că dacă vom ierta noi greșelile oamenilor, semenilor și fraților, apropiaților noștri, și Dumnezeu ne va ierta nouă. Al doilea lucru este, tu când postești, să nu pozezi în mare postitor, să nu te erijezi în mare cucernic și cuvios, ci fața ta să fie senină, nu posomorâtă, să fie unsă, spălată și radioasă și chiar luminoasă. Și apoi ne mai atenționează cu privire la lăcomia și avariția de care noi suntem atât de mult cuprinși și copleșiți. Cu alte cuvinte, dacă vrem să intrăm ca drept măritori creștini, așa cum se cade, cum se cuvine în Sfântul și Marele Post, să luăm aminte la 3 lucruri pe care să le împlinim de aici încolo, atât în post cât și după post, postul fiind nimic altceva decât un început care trebuie să asigure o continuitate. Nu putem intra în post și nu putem ieși din post mânioși și răzbunători. Trebuie să iertăm. Greu lucru, foarte greu lucru. Dar nu e imposibil. Noi oamenii suntem orgolioși, suntem mândri, suntem vanitoși. Uneori avem și dreptate, adică suntem și îndreptățiți și justificați în a fi supărați pe cineva. Și totuși, de va apune soarele pe mânia voastră, nu veți avea parte de împărăția lui Dumnezeu, spune la un moment dat și Sfântul Vasile cel Mare. Căci tu, știindu-te că ai pricină de mânie cu fratele tău, lasă darul pe care l-ai dus la altar, întoarce-te, împacă-te cu el și apoi iarăși vino de oferă prin osul tău la altar, în rugăciune de jertfă, de dragoste, de smerenie, de umilință și de iertare. Suntem în capela unui spital și nu a oricărui spital. Și cei de aici, fie angajați, fie pacienți, și noi ceilalți care dăm slavă lui Dumnezeu, iată, încă suntem sănătoși, trebuie să înțelegem că foarte multe boli sunt generate, apar, se dezvoltă și pe seama sau pe baza suferinței noastre sufletești, mai ales a neiertării și mâniei noastre. Mânia, dușmânia și răzbunarea este cauzatoare de multe boli sufletești și trupești. Așa încât, de ce să punem la inimă tot răul? De ce să-l ținem acolo? De ce să-l lăsăm acolo? De ce să nu-l scoatem de acolo? Să nu-l îndepărtăm de la noi? Ca să ne facem noi nouă pricină de suferință, de boală, de necaz,
Să nu poți dormi noaptea. Să te frămânți și să te frământe tot felul de probleme sau neînțelegeri pe care le ai cu tare sau cu cutare. Și să zici, nu pot să-L iert, nu, uite ce mi-a făcut, nu există, nu stau de vorbă, nu discut. Cere lui Dumnezeu, noi suntem îndemnați să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute să putem ierta. Singur nu avem cum și nu putem face practic noi singuri nimic. Dar cerându-i lui ajutorul, așa cum cerem și în rugăciunea Tatăl nostru în care spunem și ne iartă nouă păcatele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri, avem convingerea, avem încredințarea, avem nădejdea că putem face acest lucru și că mult bine ne va aduce nouă iertarea. Iertarea semenilor noștri, indiferent ce ne-au făcut sau nu ne-au făcut. La un moment dat, în pustia Egiptului, pe malurile Nilului, un tânăr, ucenic, monah, era chinuit de acest păcat al neiertării, având pricină cu un frate al său, alt monah. Și îl chinuia acest gând și această stare care nu ți dă pace, nu ți dă liniște, dimpotrivă. Și atunci s-a dus la părintele lor duhovnicesc. S-a dus acesta și a zis, părinte, iartă-mă, uite, am pricină cu fratele meu și nu-l pot ierta. Trebuie să-l ierți, nu pot. Hai să spunem împreună rugăciunea Tatăl nostru. Și când a ajuns la acest verset, bătrânul i-a luat-o înainte și a spus, și nu ne ierta nouă păcatele noastre, precum nici noi nu iertăm greșiților noștri. Tânărul a corectat. Preacuvioasa i-a spus greșit și el iarăși și nu ne ierta pe noi și nu ne ierta nouă păcatele noastre precum nici noi nu iertăm greșiților noștri și așa de 3 ori și atunci tânărul și-a dat seama că n-are altă cale decât să ierte. Pentru că rugăciunea spune clar, ierți și vei fi iertat. Nu ierți, n-ai cum să ceri iertare. A doua învățătură aceste pericope evanghelice scurtă și concisă de numai 7 versete, cum spuneam, este aceea a faptului că Mântuitorul detestă ipocrizia și fățărnicia. Și că nu putem intra în post și că nu ne putem comporta în post ca niște prețioși. Ca niște oameni, precum fariseul din Evanghelia primei duminici din perioada triodului, din Duminica Vameșului și a fariseului, cu pieptul înainte, bătându-ne cu pumnul în piept, că iată, noi postim. Oricum, postul de bucate trebuie să fie însoțit de postul de păcate. Altfel, este doar un simplu regim alimentar. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, când postești, să postească și ochii tăi, să nu se mai uite la tot felul de fără de legi și necurății. Aviz, televizor, internet și celelalte. Toată ziua, bună ziua, la tot felul de filme și alte minunății. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, când postești, să postească și limba ta, să tacă mai mult, să vorbească mai puțin. Când postești, să tacă și urechile tale, să nu stea să asculte toate prostiile, să plece urechea la toate fără de legile și necurățiile ce să sporovăiesc și să pălăvrăgesc în această lume, în această viață și în acest veac. Acesta este postul corect și complet a minții, a celor 5 simțiri, a celor 5 organe de simț, a văzului, a auzului, a vorbirii, a cugetării, a minții noastre care trebuie să gândească la Dumnezeu și despre Dumnezeu. Iar lucrurile acestea trebuie făcute discret, dar concret. În modestie, în smerenie, acolo, în particular, nu în public și nu în chip public, afișându-ne pe toate gardurile cât de cuvioși și de cucerniși suntem noi. Mântuitorul, deci, nu iartă sau nu poate fi de acord cu răzbunătorii, nu este de acord cu ipocriții, cu fățarnicii, iar în al treilea rând, nu este de acord cu avarii.
Noi oamenii, cum spuneam, suntem orgolioși, iertăm greu. După aceea, noi oamenii suntem pretențioși. Tot timpul afișăm ceea ce vrem să fim, chiar dacă nu suntem. Avem niște idealuri, niște repere la care ne raportăm, bune sau rele. Și afișăm și ne pretindem că suntem acolo sau că suntem așa. Și atunci pozăm în cuvioși, în cucernici, în modești, în corecți și așa mai departe. Și iată, avem această dedublare în viața noastră când jucăm teatru ieftin, actor de mâna a doua fiind. Iar în al treilea rând, suntem oameni care vrem să avem, să stăpânim, să posedăm. Suntem posesivi, suntem lacomi, suntem avari, suntem zgârciți. Uitând faptul că unde este comoara noastră, este și inima noastră. Și dacă comoara noastră este în conturi, case, vile și mașini, acolo este și inima noastră. Și niciuna din aceste stări nu ne dau nouă pace. Cum spuneam, dacă nu ierți, n-ai liniște. După aceea, dacă lucrezi cu vârf și îndesat, cu timp și fără timp, la o imagine, la cultura imaginii tale de sine, la construirea unei imagini, iarăși n-ai liniște și n-ai pace, că tot timpul ai de lucru în acest sens, la a-ți cultiva o imagine și o personalitate și o fațadă extraordinară. Și apoi, în al treilea rând, dacă tot timpul cauți să aduni, fără să împarți, fără să faci milostenie, iarăși n-ai liniște și n-ai pace deloc. Pentru primul păcat cu care Mântuitorul nu este de acord, se cere iertare. Pentru al doilea, se cere smerenie, sinceritate și modestie și chiar discreție. Pentru al treilea, se cere milostenie. Avem har Domnului dacă avem. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, pentru ce ne-a dat și pentru tot ce avem. Dar să împărțim și cu cei care nu au. Bună oară, aici în spital, probabil sunt și oameni necăjiți, sărmani, sărați și din punct de vedere material. Merită cercetați. Dar aici mai ales se poate face milostenie cu un cuvânt cald, cu un cuvânt bun, cu o rugăciune, cu o mângâiere sufletească, cu o informație, cu ceva, cu un medicament. Și în afară, dincolo când plecăm, milostenia o putem face oriunde și oricând, în tot locul și în tot ceasul. Poate este un om cu care faci milostenie stând doar să-l asculți 5 minute. Atât. Fără să-i dai nimic, fără să-i faci nimic altceva. Doar să-l asculți. N-a mai stat nimeni să vorbească cu el, să-l asculte, să-i asculte păsul, ce-o spune el, ce-o avea el de spus acolo. A vorbit cu pereții. A vorbit cu roboții. Că noi uneori, sărmanii, datorită presiunii și stresului vieții zilnice, cotidiene, a tensiunii în care ne mișcăm, ne comportăm, ne mișcăm ca niște, trăim, viețuim ca niște roboți, ca niște mașini. Suntem automatizați. Că tot suntem atât de învăluiți de inteligența artificială și de lumea calculatoarelor. Devenim și noi ca ele, stând toată ziua cu ele. Din pericopa evanghelică de astăzi, din duminica aceasta a iertării, a izgonirii lui Adam din rai din cauza neascultării. Deci postul trebuie și presupune ascultare, presupune rugăciune, presupune milostenie. Deci el a fost izgonit și în duminica aceasta pomenim acest trist eveniment al istoriei umanității, a protopărinților noștri, din neascultare, din cauza faptului că n-a postit, că nu s-a înfrânat. I s-a spus de unde să nu mănânce și ce, să nu mănânce și el tocmai acolo s-a dus și aia a mâncat. Mărul care nu trebuia mâncat. Fructul care nu trebuia mâncat. Nesocotind cuvântul lui Dumnezeu și ascultând de cuvântul vrăjmașului nostru, diavol. Deci, în post și după post și dincolo de post trebuie ascultare. Trebuie iertare, chiar dacă este greu, foarte greu. Trebuie sinceritate,
să ne purtăm după cum ne este vorba și să vorbim după cum ne este portul, nu să fim niște ipocriți care una gândim, alta zicem și alta facem, și apoi să fim niște oameni milostivi. Dacă avem, să dăm slavă lui Dumnezeu că avem și să împărțim cu cei care nu au. Și apoi, cu rugăciune, cu perseverență, cu tenacitate în lucrarea cea bună și bineplăcută lui Dumnezeu și folositoare sau ziditoare nouă, să ajungem și la slăvita înviere a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care să fie moment al învierii noastre sufletești și duhovnicești, atât aici pe pământ, cât mai ales dincolo, în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.